Cea de-a doua temă a dezbaterilor publice propuse anul acesta de Academia Tocănel este legată de porunca cu numărul 2 din Decalog, intitulată Să nu iei numele Domnului Dumnezeu în deșert. Și-a adunat la sfârșitul săptămânii trecute un număr apreciabil de auditori, format din reprezentanții cultelor religioase, cadre didactice, elevi, intelectuali ai municipiului și autorități publice locale. Dezbaterea a fost moderată de preotul consilier Valentin Băltoi de la Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. Și bine ați venit la această conferință sub bagheta celor 10 porunci date de însuși prorocul Moise în legea cea veche, seară duhovnicească, care va fi nobilată de cei doi conferențiari pe care o să vi-i prezentăm la momentul potrivit. Și mai înainte de toate, cu permisiunea dumneavoastră, pentru că e o întâlnire spirituală, să facem o rugăciune. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Dacă anul trecut ne-am bucurat de un subiect cât de sensibil, e atât de interesant, familiarizându-ne cu viața lipsită de libertate a elitelor culturale românești, victime ale atrocităților regimului de tristă amintire, profesorul de elită ai culturii și spiritualității românești ne-au împărtășit așadar punctele de vedere și au pus în lumină prin numeroasele conferințe ale anului trecut despre toți cei care au suferit în închisorile comuniste. De data aceasta, Academia Petru Tocănel, Institutul Francescan, în colaborare cu toate instituțiile de cultură din orașul Roman, Arhiepiscopia Românei și Bacăului, Seminarul Teologic Francescan și Liceul Teologic Episcop Melchisedec, ne propune deopotrivă un interes duhovnicesc ce privește deopotrivă viața intimă religioasă a fiecăruia dintre noi și modul în care înțelege sau ar trebui să fie înțelese poruncile dumnezeiești. Primul conferențiar al serii a fost preotul Virgil Blaj, profesor de filosofie la Institutul Teologic Franciscan, care a explicat cea de-a doua poruncă biblică în viziunea profesiei sale și a disciplinei pe care o predă. Pentru filozof, ființa este și atât. Sau cum spunea Parmenii, de ființa este și nu poate să nu fie. În schimb, Sfinții Părinți spuneau, ființa este Dumnezeu. Sau cum va spune Sfântul Toma de Aquino, ipsum esse subsistens, adică ființa însăși care există. Iar mai stăreca, Dumnezeu este El însuși, propria sa ființă. Sigur că putem să ne întrebăm aici, oare să fi existat o confuzie între ființa gândită de filozofi și ceea ce Dumnezeu a revelat despre sine însuși? Sigur că aceasta este o problemă asupra care exegezii și teologii încă mai discută. Putem însă să ne întrebăm ce este de fapt un nume și ce sens are să vorbim despre numele lui Dumnezeu. Fără a intra într-o analiză amănunțită a acestei probleme, putem doar să spunem că există o deosebire fundamentală între un concept și un nume. Filozofia, disciplină științifică de elită, are abordări interesante în ceea ce privește decalogul care adună în el poruncile biblice. Dacă Dumnezeu și-a revelat numele, a făcut-o pentru ca omul să-L poată chema, să-L poată adora, să-L poată invoca și lăuda. Cu acest nume, singurul autentic, singurul adevărat. Și nu să abuzeze de el și să ajungă să-L ispitească pe Dumnezeu. Pentru că făcând astfel, nu l-ar mai sluji pe Dumnezeu, ci s-ar sluji, s-ar folosi de El pentru scopuri proprii. Ce înseamnă să nu iei în zadar numele lui Dumnezeu? Iată, aici vedeți învățătura în sinteză, desigur, a Bisericii Catolice despre această poruncă. Preotul Alexandru Zanfir, consilier administrativ la Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, a abordat cea de-a doua temă a decalogului din perspectivele ortodoxiei. Știm că s-a spus în mai multe rânduri, a spus Mântuitorul în mai multe rânduri, ați auzit că s-a zis celor de demult și de fiecare dată explica și completa porunca care fusese dată, o completa pentru că se impunea această completare și pentru că
Între timp și în special prin revirat, legea devenise o povară și fusese atât de mult dezvoltată încât aproape devenise necunoscut textul Decalogului și erau foarte, foarte bine urmărite în respectarea lor poruncile celelalte care au fost dezvoltate. În perspectiva, sau privind în perspectiva Noului Testament, Decalogul este redus de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos în răspunsul pe care îl dă învățătorului de lege. Foarte interesant. Un învățător de lege, un om despre care e lesnic de înțeles că știa foarte bine legea. Poruncile biblice ale Decalogului, inclus în Vechiul Testament, sunt împărțite în două capitole. Primul referitor la relația omului cu Dumnezeu și cel de-al doilea referitor la relațiile interumane. Următoarea conferință de dezbatere a Decalogului va avea loc tot în sala de conferințe a Hotelului Roman în data de 17 martie.